Întreprinderea municipală Apă Canal se pregătește să ia un împrumut în valoare de 48 de milioane de euro. Banii vor fi oferiți de donatorii străini, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Europeană pentru Investiții și Uniunea Europeană, fiind destinați pentru modernizarea sistemului de aprovizionare cu apă, decanalizare și a stației de epurare a apei din capitală. Despre aceasta a informat agenția de știri OMD. Potrivit agenției, experții străini au evaluat starea actuală a întreprinderii, au elaborat programul de investiții și planul de acțiune elaborat de modelele preliminare. Urmează ca Apă canal să înceapă un program de investiții pe termen lung care este proiectat pentru 20 de ani și ar costa 220 de milioane de euro. În anul 1997, apă canal a contractat de la Berd un alt împrumut care avea același scop, modernizarea sistemului de aprovizionare, canalizare și epurare a apei. Valoarea împrumutului era de circa 23 de milioane de dolari pe un termen de 11 ani. Această tranzacție a condus la faptul că la mijlocul anului 2000 întreprinderea nu a fost în stare să lucreze din cauza lipsei de fonduri. Apă Canal nu a putut să achite facturile pentru gaze naturale sau electricitate. De exemplu, datoriile creditoare ale companiei în anul 2004 constituiau 275 de milioane de lei. Datoriile populației se ridicau la 265 milioane lei. Atunci, conducerea Apă Canal a explicat că această situație s-a creat din cauza Consiliului Municipal, care bloca chestiunea cu privire la majorarea tarifului la apă. Apropo, aceasta era una din condițiile BERd. Neîndeplinirea acestei condiții a dus la agravarea situației economice la întreprindere. În aceste condiții, primăria a recurs încetiușor la emiterea de acțiuni de milioane de lei. Ultimul caz de acest gen a avut loc în 2009. Apoi, consilierii municipali au decis să achiziționeze 130.000 de acțiuni la prețul de 100 de lei într-o nouă emisie a companiei Apă Canal în valoare de 13 milioane de lei. Banii au fost folosiți pentru a acoperi datoria față de furnizorul de energie electrică. Emisia a avut loc din contul mijloacelor bugetare pentru investiții capitale. Și iată că acum apă canal intenționează să se implice în noi credite. Pentru răscumpărarea lor va trebui din nou să majoreze tarifile la apă. Aceasta este cerința Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Precizăm că directorul general Apă Canal, Constantin Becciev, deja a sugerat că tariful la apă din țara noastră este de 10 ori mai mic decât în țările vecine.